Neața, astăzi vă prezint Bauxit Feeder 3500 de la Caperlan. Este singura mulineta lor dedicată pentru pescuitul la feeder. Au conceput-o după ce au făcut lansetele, husele pentru lansete specifice pescuitului la feeder și bineînțeles că s-au gândit să facă și o mulinetă dedicată. Haideți să nu mai intru în detalii, să vă arăt și câteva specificații legate de această mulinetă. Deci, pe cutie, după cum puteți vedea, avem specificații 6 plus 1 rurmenți, recuperare pe un singur tur 84 de centimetri, greutate 320 de grame, este destul de ușoară, este foarte ok, tambur din aluminiu, rotorul din grafit și mulineta în sine din grafit. Avem frână de 6 kg, asta este capacitatea ei, plus capacitatea tamburului pentru monofilament sau fir textil. 0,20 160 de metri, 0,23 140 sau pe textil 0,13 246 sau 0,15 215 metri. Ok, haideți să o și desfacem. Are o parte verde. Bauxit 500 Feeder 3000. Locul pentru clips. Rulează foarte, foarte ok. Este foarte îngust tamburul. Este foarte ok și pentru lansările la distanță din cauza acestei forme. Este simplă, un gri închis și aici părți de gri deschis, cum este și acesta din aluminiu. Așa, deci vine însoțită de o carte tehnică cu detaliile specifice unei mulinete, mecanismul. Aveți un video unde am făcut modul lor de întreținere minimă cu lubre fiere și bineînțeles alte detalii specifice. Deci așa arată mulineta în sine. O să vă las în descriere linkul de unde am achiziționat. Bineînțeles, știți deja, urmăritorii canalului meu, eu sunt un fan înrăit al celor de la Caperlan. Da? Vedeți, are aici o nuanță de verde. Are acest aspect de verde. O să vedeți și la... Apăsați aici sus ca să vedeți și review-ul la CSB Feeder Comfort. Scaun dedicat pentru feeder. Bauxit Feeder 3000 Caperlan. Până data viitoare, fir întins, nu uitați, dați un like dacă vă place ceea ce fac și să ne auzim cu bine. Și abonați-vă! Aloha!